mai bun, mai prost, mai cum o fi el, totuși este foarte important. Este cel mai bun sport, mișcarea în aer liber, mișcarea în aer liber, o plimbare, de o oră, două pe zi, și trebuie să profităm acum de vara asta cât mai putem să ieșim, să ne plimbăm, să facem, să încasăm vitamina D de la soare, cât mai putem. Acum, din punct de vedere al expunerii la soare, haideți să vorbim puțin de folosirea factorilor de protecție. Bineînțeles, capul trebuie acoperit, pentru că de obicei face edem cerebral și este important să folosești o pălărie, o protecție. De asemenea, e bine și pentru păr, pentru că părul este agresat de căldura excesivă și este important să fie capul acoperit. Acum, din punct de vedere al expunerii pielii, este important să folosim factori de protecție, pentru că ultimele studii au arătat importanța acestor factori de protecție. Putem folosi creme din comerț sau putem folosi diferite amestecuri de uleiuri naturale. Uleiul de cocos este primul care are și protecție, dar de asemenea uleiul de susan, mai este un pic de ulei de adăugat, un pic de ulei de ori fructe de pădure, ori măceșe, care și acestea au rol de protecție. Cătina iarăși are un rol protector și de asemenea reparator pe microleziuni, are foarte multă vitamina C. Și poți să-ți faci un ulei natural și atunci, mă rog. Dar, într-adevăr, totuși expunerea nu trebuie să fie îndelungată la soare. Pentru că expunerea la soare poate să dea microleziuni și poate să ducă până la cancere de piele, ceea ce este periculos. Și atunci totul trebuie făcut cu măsură. Acum, din punct de vedere al hidratării, chiar mă gândeam că e foarte important să atragem atenția, mai ales persoanelor în vârstă. Persoanele în vârstă nu conștientizează că le este sete. Nu conștientizează că au nevoie de apă. Și acum, să bei apă nu întotdeauna e plăcut. Ce se poate face? Pot să folosească să bea smoothie-uri de fructe. Foarte, foarte important. Pot să, de exemplu, caisele, piersicile. Sunt extraordinare, bogate în vitamine. Caisele au protecție cardiacă, fac protecție cardiacă. Deci, practic, atingi mai multe, te și hidratezi, te și vitaminizezi, îți dă și tonus. Și pot să bea un smoothie de dimineață, de exemplu, la micul dejun. Acum, la prânz. În general, pentru hidratare este important să folosim alimente acre, amare și dulci. Acestea păstrează hidratarea în corp. Și un pic sărat. Și sărat. Și atunci, probabil că vedeta verii este supa de roșii. Este cea mai bună. Roșia conține foarte mult licopen, iar împreună cu, prin fierbere, această cantitate de licopen crește și devine, are protecție atât cardiacă, asigură protecție cardiacă, cât și pe prostată. Este foarte, chiar e recomandată bărbaților să bea câte un pahar de suc sau să mânce o pastă de roșii. Și punem puțină sare. Și, cum am spus, sarea preferabil fără iod, sare marină sau sare fără iod. De asemenea, mai este recomandat, de exemplu, ce sunt foarte, foarte buni, castraveții. Castraveții sunt bogați în, au, cred că 90%, 80-90% apă. Și pot să fie consumați atâta proaspeți în salată, dacă îi folosim, îi consumăm într-o salată de castraveți proaspeți împreună cu o ceapă roșie,
care are de asemenea un rol cardiac, de protecție cardiacă și nu este, nu stimulează atât de mult focul. Este important vara să nu stimulăm foarte mult focul. De asta și când mâncăm fierbintele, mai puțin, cald, dar nu fierbinte. Sunt persoane care, de exemplu, preferă chiar un alimente la temperatura camerei și este în regulă și așa. De asemenea, putem să-i consumăm așa. Deci vorbeam de ceapă, că de asta, de acolo am vorbit. Ceapa roșie. Ceapa roșie are un rol de protecție cardiacă. Este reglator de gust. Întregește cumva gustul salatei, dar nu crește foarte mult și nu dă aciditate și nu stimulează foarte mult focul, nu stimulează foarte mult secreția biliară. Deci vara mai puțin usturoi, mai puțină ceapă. Ceapa roșie este mai blândă. Poți să o folosești și nu-ți creează acest disconfort. Da, dar vreau să mai spun de castraveți. Castraveții putem să-i folosim cruz, cum am zis, dar putem să-i folosim murați. E extraordinar. Castraveți proaspeți în saramură. Sunt foarte, au gustul sărat, au apa, acru și de asemenea au probiotice naturale. Deci este ideal. Pentru că noi în momentul în care este vară, digerăm mai greu. Și crearea mediului ca să digerăm potrivit este foarte important. Deci probioticele trebuie să fie preocuparea noastră constantă. Și de exemplu, un om, iarăși mă întorc la oameni în vârstă, pentru că am întâlnit de foarte multe ori și cu aceste alarme, cu căldurile foarte mari și cu oameni în vârstă care se dezechilibrează. Deci un castravete murat la masă să mănânce, o supă de roșii, un castravete murat, cumva asigură hidratarea. Deci le menține hidratarea. Roșiile, am zis, roșiile conțin licopen atât proaspete cât și fierte gătite. Dovlecei, iarăși. Foarte bun, conțin o cantitate foarte mare de apă, foarte multe vitamine, protecție extraordinară și cardiacă. Ușor de digerat. Extraordinar. De asta vara nici nu este bine, iarăși ne întoarcem. Nu este bine să mâncăm foarte multă carne. Pentru că nu digerăm. Pur și simplu. Nu poți să digeri. Nu mai ai forță. Și atunci este bine să mâncăm exact ceea ce se mânca în trecut, ce mâncau bunicii noștri. Ciorbă de roșii, ciorbă de fasole verde, mâncărică de fasole verde, dovlecei sub toate felurile și este foarte, foarte, este sățios și în același timp ușor pentru corp și în același timp ne hidratăm și în același timp ne răcorim. Adică incredibil, dar ne răcorim când mâncăm o astfel de mâncare. De fapt, asta este, să zic, acest lucru, să te ridici de la masă și să te simți sătul, da, și cu energie. Exact, exact. Și cu energie, adică nu să te duci să te culci. Deja nu e în regulă acolo. Domnule doctor, migrenele, durerile cervicale, foarte frecvent întâlnite, sunt oameni care permanent acuză dureri de cap. Se duc seara la culcare bine și se trezesc cu infernale dureri de cap. Care poate fi cauza? Și mai ales dacă există și niște recomandări. Migrenele propriu-zise sunt dureri de cap, de obicei pulsatile, de obicei unilaterale, pe o jumătate de cap, dreapta sau stânga, asociată cu greață, cu vărsături uneori, cu fotofobie, adică îi deranjează lumina puternică, da. Preferă să stea în întuneric sau chiar cu ochii închiși. Sunt asociate de obicei și cu vertij, adică amețeală, adică se învârt lucrurile sau tendința de a pierde echilibru sau în timp ce mergi spre anumită direcție, nu reușești să ții direcția și deviezi spre dreapta sau stânga, adică o cârmă stricată, practic, cârma direcției stricată. Așa o denumesc eu.
sunt de obicei cu substrat psihologic. Ori de câte ori se vindecă un conflict, în momentul în care avem o supărare persistentă și intensă, zona în care se lășluiește în creier emoția respectivă are o activitate cerebrală intensă care poate să fie evidențiată pe PET-CT sau pe CT-ul simplu. Cât timp este activitatea intensă, în zona respectivă se consumă rezervele energetice și este de obicei asociată și o vasoconstricție. În momentul în care s-a inactivat focalul respectiv și emoția s-a rezolvat, când am ieșit din supărare, zona respectivă intră într-o perioadă de refacere. La fel cum ai jucat fotbal sau ai ridicat haltere și bicepsul a fost folosit foarte mult și brusc, în momentul în care se reface mușchiul sau orice zonă din corp, chiar și creierul, vindecarea zonei respective se face printr-un aflux mai mare de sânge în zona respectivă și printr-un edem. E mult apă în zona respectivă. Edemul respectiv, într-o cutie craniană inextensibilă, determină durere de cap. Dar când e vorba strict de durere de ceafă, care poate să iradieze pe cap, această durere de ceafă nu neapărat are, sau orice durere de încheietură, la orice încheietură, asta poate să fie legată și de o poziție vicioasă. De exemplu, stau la birou și clienții sunt în stânga, stau cu gâtul spre stânga. Sau am o pernă pe care stau, e prea joasă sau prea sus și îmi strâmbă gâtul. Stau cu gâtul într-o poziție strâmbă, prelungit. Sau, când e vorba de coloană, orice poziție vicioasă, prelungită, poate să deformeze circulația în încheietura respectivă, drenajul limfatic, să comprime anumiți nervi și să se soldeze, pentru că în orice zonă există un proces continuu de regenerare. Noi ne schimbăm țesurile. Există o tulburare de drenaj capilară sau limfatică, o leziune de tip neurologic în zona respectivă, o întindere, o forțare, o solicitare într-o anumită poziție a încheieturii și atunci nu toate încheieturile, durerile articulare, inclusiv cea de ceafă, au drept cauză, sau osteoarticulare și musculare, au drept cauză un conflict. Dar dacă e vorba de migrena propriu-zisă, întotdeauna și cu ce se mai asociază, cu tulburări biliare, cu o discinezie biliară, e vorba de persoane când ne supărăm că ceva nu este drept, aici este conflictul. Când e o nedreptate, conflictul, în momentul în care există o încordare, nu-i drept ce s-a întâmplat, viața e nedreaptă și asta se întâmplă. Cu toți trecem prin diverse nedreptăți. Se încordează zona respectivă, nu mai circulă bine sângele aici, ai o stază și în consecință apar durerile. Dureri care pot să radieze pe cap sau pe plexul brachial, nevralgie de Arnold sau nevralgie cervicale, plex cervical sau plex brachial. Uneori, dacă sunt mai jos, pot să ia pe nervii intercostali și să pune probleme serioase de diagnostic cu durerea cardiacă. Și am văzut și cazuri din acestea care au ajuns chiar la coronarografie, când acolo era vorba de o durere de tip toracic, care s-a rezolvat foarte simplu, inclusiv tensiunea a crescut. Și am cazuri că după ce le-am făcut tratament, în următoare luni am fost înștiințat că urmează un copil, a făcut copil și am fost chemat și la botezul copilului după tratamente de genul ăsta. Deci, durerile de tip migrenoid înseamnă fie o poziție vicioasă, fie o nedreptate, fie un alt conflict de altă natură, soldat cu edem cerebral în momentul ieșirii din conflict. Și în funcție de cum se repetă conflictul, dacă se repetă săptămânal, atunci depinde.
Dacă e în weekend, înseamnă că e un conflict în timpul săptămânii, legat de școală, legat de servici, sau de ceva ce fac doar în cursul săptămânii, care conflict se rezolvă în weekend. Alte ori se rezolvă luni sau marți. Înseamnă că eu am probleme și supărări în timpul weekendului. Și atunci trebuie să mă gândesc cu cine, care este lucrul care mi se repetă, care e supărarea și pot să o identific și uneori e suficient să-mi dau seama de supărare și atunci zic într-o zi, ia să nu mă mai supăr eu și uneori reușesc, alteori nu. Când nu reușesc, mă duc la doctor care, dacă e psiholog bun și are, știe și un pic de homeopatie, îmi dă remediu care mă scoate din supărarea respectivă și îmi taie legătura dintr-o emoție și suferința legată de ea, sau mă învață cum să stau, sau îmi dă un talonet care mă încorectează poziția și îmi detensionează încheietura respectivă, sau îmi face o acupunctură, mai există osteopatie, mai există un masior bun care poate să-mi rezolve problema. Și mai există, mă orientez în funcție de ce am nevoie. Și mai există migrenele date de afecțiunile biliare, care sunt foarte, le-ai menționat, și care sunt extrem de frecvente. De obicei sunt cu fiera legate și cauzate de nervi, enervări. Eu cel mai tare afectează fierea, enervarea. Enervarea mai ales atunci când e ținută înăuntru și nu-i dată drumul. Poate fi, nu este neapărat numai enervare, poate fi o predispoziție sau o stare de toxicitate crescută. Sunt foarte multe migrene asociate cu... Poate să fie și un regim alimentar nepotrivit. Da, și atunci... Nu și vorbim atunci, de afecțiunile grave în care... Majoritatea afecțiunilor nu sunt grave. 90% din afecțiuni sunt lucruri care te deranjează și îți afectează calitatea vieții. Adică nu... Da, exact. Sau poți să ai un edem, dacă să termin aici, aici este foarte important să drenezi bila și să găsești câteva soluții legate de drenajul biliar. Este esențial și cumva și să rezolve edemul cerebral. Ceva care se poate, se poate rezolva. Care se poate rezolva. Ceva foarte important referitor la durerile articulare este componenta neuropată, frigul. Picioare reci, din picioare reci, sunt oameni care au picioarele reci. Problema asta de circulație. Ei, trebuie să vă spun că picioarele sunt calde sau reci în funcție de cum circulă sângele prin capilare. Iar robineții capilarilor sunt nervii periferici. Întotdeauna la baza picioarelor reci e o neuropatie periferică. Soluția pe care noi am găsit-o este repararea nervilor periferici. Se dezmorțesc picioarele, se încălzesc. Și atunci, frigul care, până la a rezolva problema picioarelor reci, urca la unii se oprește în greznă, la alții în genunchi, la alții în șold, la alții în coloana lorbară, la unii ajunge până la ceafă, iar la alții se duce până pe sinusurile frontale. Alteori, frigul se oprește la femei în vezica urinară, cistite, cum dă de ud de la picioare și de rece, a făcut cistita și infecția urinară. La alții se oprește în prostată, uneori la femei în anexe și uter, și atunci durerile menstruale e ca un fel de roșu în gât. Roșu în gât, asta știm, da, am băut rece, m-a tras curentul, de-aia mă doare gâtul, mi s-au umflat amigdalele, dar când pătrunde frigul la nivelul uterului, ai dureri mari la ciclu, sângerări abundente sau tulburări menstruale, și nimeni nu știe să scoată frigul ăsta și să-ți încălzească picioarele. Asta e o problemă foarte importantă. În momentul în care ai picioarele calde, nu ai blocat poarta de intrare a frigului, a umezerii, a vântului și prin mâinile reci, care nu se încălzesc, pătrunde. E, rezolvi și problema transpirației în momentul respectiv. Transpirație, un frig intrat într-un anumit loc, se tot udă ceafa. E ca și când te-a prins o ploaie vara, ai ajuns acasă, ai băut un ceai fierbinte sau o supă fierbinte sau te-ai băgat sub pătură, ți-a trecut frigul, ai transpirat și a doua zi nu mai e nimic. Dar în anumite cazuri, frigul pătrunde în fiecare zi, permanent. Intră și în permanent îl scoți, ești tot timpul ud la ceafă, transpiri noaptea sau tot timpul la ceafă,
sau într-o anumită zonă a corpului și nu știi de ce. Și nimeni nu știe să rezolve problema asta. Vedeți? Revenim, îmi cer scuze, Ioana, revenim cu subiectul emisiunii după publicitate. Am revenit. Domnule doctor, Ioana, aș vrea să vă întreb dacă ne puteți spune câte ceva și despre protecția ochilor. Foarte multe persoane în ultima vreme, chiar și persoane tinere, au această problemă. O să încep eu, Adrian știe mai multe, dar o să încep eu spunând că este foarte important acum vara să folosim ochelari de soare care să ne protejeze ochii atât de razele solare care pot să ardă efectiv, pot să dea leziuni oftalmice. Și, bine, ochelari de soare potriviți, nu de plastic, adică luați de la un magazin specializat care să asigure această protecție. Da? Și încă ceva, de multe ori constatăm o uscăciune așa a ochilor înainte să apară o degradare a vederii. Și acest lucru de fiecare dată trebuie avut în vedere, iarăși mă întorc la, este un semn de că e prea multă căldură în corp și trebuie să avem grijă de ficatul și de bila noastră în principal. Și atunci putem, iarăși mă întorc la aloe vera, să bem un aloe vera, să bem un suc de un ceai amărui, un pic amărui, adică lucruri care sunt cumva, sunt ca niște semnale de alarmă. Ideea este că dacă noi am fi atenți la acest lucru, cumva putem să prevenim o degradare a ochilor, pentru că odată cu înaintarea în vârstă, vrând nevrând, ea apare. Plus că noi solicităm foarte mult ochii în momentul acesta. Stăm foarte mult la calculator, televizor, citim, ceea ce automat este important. Și de asemenea, iarăși mai vreau să mai spun ceva, de multe ori primele semne de neclaritate vis-a-vis de vedere și așa, sunt date de subdiagnosticarea tensiunii arteriale. Pentru că practic are loc un edem cerebral și cumva nu ești nici clar, poate să ducă și să fie asociat și cu durere de cap sau poate să nu fie asociat cu durere de cap, dar rămâne senzația așa cumva de neclaritate. Și de asemenea crește tensiunea oftalmică, deși ea nu crește în mod deosebit în zona oftalmică, totuși ochii sunt afectați. Nu este un lucru de neglijat, pentru că practic duce la o degradare a ochilor. Adrian, vorbești tu mai mult aici, ești mai informat. Ochii sunt alacați atât de factori fizici din lumea, care în principal lumină, razele solare, care pot determina sau afecta retina. Asta e principala leziune cauzată de razele solare. Dar retina mai este afectată de glicemii persistent crescute, de diabet, prin boala denumită retinopatie diabetică, cât și hipertensiunea afectează ochii prin retinopatia hipertensivă. Și aici este clar că aducerea glicemiei la niveluri apropiate de normal sau chiar normale este dezideratul tuturor diabeticilor, iar tensiunea, ținerea ei în valori normale, este un alt deziderat care se obține printr-un tratament potrivit. În cazul retinopatiei diabetice, cât și neuropatiei și nefropatiei diabetice, ceea ce vreau să vă spun că din experiența practică, toate formele de vitamină B sintetice, când le-am utilizat, n-am observat aproape niciun efect. Un efect neglijabil, nu l-aș putea să spun. Am dat toate formele de vitamina B ani de zile și n-a obținut niciun efect, moment în care am renunțat să le mai folosesc, până când mi-am amintit
cu ocazia unui alt preparat, a unui probiotic, de ceea ce am învățat la școală, vitamina B naturală o producem noi în intestinul gros dacă avem floră intestinală normală, bună. Bacteriile produc în intestinul gros vitamina B naturală de toate felurile, care este preluată, recunoscută drept vitamina B și preluată și prelucrată de organism. Restul formelor de vitamina B, organismul spune pas, nu le bagă în seamă. În momentul în care am folosit un probiotic care chiar produce, conține spori care odată ajuns și în intestinul gros produc vitamina B naturală, am observat dezmorțiri ale picioarelor, dispariția neuropatiei, au început oamenii să-și simtă degetele, să se încălzească extremitățile, au început oamenii să nu mai transpire, au început câte un chior să mai întrezărească câte ceva cu neuropatie, cu retinopatie diabetică și câte unul aflat pe dializă, niștență renală, să înceapă să mai urineze câte ceva singur și chiar să-i scadă semnificativ valorile urei și creatininei. Deci există și posibilitatea de a rezolva afecțiuni retiniene și metabolice, sau să fie un ajutor, neurologice, un suport, sau să le ajutăm în mod semnificativ să vedem chiar ceva folosind probiotice care au capacitatea de a face așa ceva, în special probiotice care conțin germeni acidofili, dar nu toate, sunt unele anumite pe care nu le facem din motiv de acum, a evita reclama în emisiune. Acum, noi vorbim câteodată de suplimente, vorbim de mâncare și pentru că am vorbit de refacerea microbiomului și importanța lui, să vorbim de chefir. Să vorbim de chefir, pentru că este și un aliment de sezon, și răcorește, și aduce acidofili și bacterii prietene. Și este un aliment potrivit ca înlocuitor a unei mese. Dar noi vorbim așa și de mâncare, vorbim și de medicament, vorbim și de supliment. Și cumva lumea zice, dar ce să fac? Cumva ele, ceea ce încercăm să facem, este o popularizare, că practic noi acum o obișnuire a oamenilor cu importanța stilului de viață. Pentru că dacă vrei să-ți menții sănătatea, este foarte important să mănânci potrivit. Nu vei înlocui niciodată o masă cu o pastilă. Nu se poate. Pentru că metabolismul nostru se declanșează la mâncare. Adică nu se poate. Și atunci, cu cât ai mai multe informații, cumva ai o altă putere în viață. Și mi-ar plăcea enorm ca acest gen de cunoaștere să ajungă și la persoanele tinere. Pentru că pur și simplu nu-și dau seama cât de multă putere ai când corpul fizic te ajută. La un moment dat, tu dacă nu dai ceea ce trebuie corpului, că de asta vorbim de mâncare, de suplimente, corpul începe să te lase și nu vei putea avea performanța numai din cap. Deci este extraordinar de important să obișnim inclusiv persoanele tinere, adică gândindu-ne că ele sunt viitorul, cât este de important să știe să-și mențină sănătatea. Că poate, da, dacă ajungi într-o stare să faci infarct, chiar nu te mai gândi, pune-ți un stent, adică nu stăm să ne gândim ce să facem acolo. Dar întreținerea corpului, refacerea corpului, pentru că și după un stent poți să mai pui încă unul și încă unul, poate ajungi la bypass. Dar dacă faci ceea ce trebuie, dacă mănânci cum trebuie, dacă iei suplimentele care trebuie, dacă folosești și remediile homeopate, cumva îți dă o libertate și o menținere a stării sau prelungirea dintre crize. Este foarte, foarte important. De asta cumva poate pare așa că le amestecăm, dar nu. Sunt de fapt
obișnuire și o introducere a oamenilor de a vedea toate aspectele unei sănătăți. Aș vrea să, pentru că mai avem puțin timp, aș vrea să mai atingem un aspect legat tot de subiectul nostru, regenerarea. Regenerarea nu este neapărat, un element prin care seara, indiferent de ce prostie ai făcut pe parcursul zilei și cât ai solicitat și câte vicii ai avut, te culci seara și ai mâncat ceva bun și dimineața te trezești ca nou. Aș vrea să ne explicați puțin cum stă treaba și cu această regenerare, pentru că de foarte multe ori este greșit înțeles acest termen, ca și când pur și simplu regenerarea este o pastilă, repet, te-ai culcat, ai mâncat și te-ai regenerat. Pentru că există și situații în care un anumit tip de energie nu se mai poate pune la loc orice ai face. Și mai ales acea energie pe care o pierdem în momentul, sau de vitalizare, în momentul în care, exact cum spunea domnule doctor la începutul emisiunii, ai o emoție foarte puternică, un șoc, sau pe termen lung nu comunici anumite emoții destructive, sau chiar pe termen lung ai un regim de viață haotic, total dezlânat. Sunt persoane care reclamă următorul lucru: nu fumez, nu beau și totuși am primit o boală gravă. Probabil stau într-un stres permanent sau mai știu eu ce, și invers. Sau persoane care, chiar dacă sunt vicioase, sau așa un sistem de protecție, nu prea se enervează, sunt mai ermetice și sunt relativ sănătoase. Regenerare, nu prea poți să vorbești decât când e vorba de energie. Și energia asta ține de metabolism. Iar metabolismul ține de program comandat din creier. Noi comandăm ce organ se activează, ce program activăm, ce zonă din creier este activă. Cârma minții este cea mai importantă. Pielea se schimbă în 28 de zile. Într-un an de zile avem altă piele. Tunica internă a stomacului, mucoasa gastrică, se schimbă în cam 4 zile. Hematiile în 28 de zile. Trombocitele în cam 4 zile. Avem altele. Deci și osul. Noi avem niște oase acum, peste 6 luni avem os nou. Fiecare țesut se schimbă. Unul singur rămâne același. Numărul de neuroni, ăsta, zic unii că sunt în scădere. Ne naștem cu număr de neuroni, ne mai naștem cu număr de bătăi cardiace. Fiecare om are un număr de bătăi cardiace din născare. Dacă, de exemplu, suntem programați la un număr de bătăi cardiace care, dacă ritmul normal între 60 și 80 se păstrează toată viața, și să zicem că noi suntem programați să bată inima la 60-80 pe minut cam 80 de ani, dacă dublăm ritmul, adică 120, 100-120, noi nu mai trăim 80 de ani, ci 40-45 de ani. Da? Deci, de două ori mai repede bate inima față de normal. Viața nu se poate spune oricum că a fost o emisiune foarte optimistă. Am primit numai vești. Ba da. Deci, asta, de exemplu, ne arată foarte reale. Sunt soluții. Ne arată că orice am face, ce putem face ca să prelungim viața. Din păcate, unor trebuie să mai... Da, avem ca să nu se scurteze viața, trebuie să aducem inima care a luat-o la goană, pentru că stăpânul a luat-o la goană și inima o ia mai repede. Grăbitul de stăpân și-a grăbit până la urmă și inima. Sunt oameni care trăiesc foarte alert. Da. Deci, având impresia că păcălesc puțin. Plata grabe. Sau este un stres sau trăiesc într-un stres. În general, persoanele mai stresate au un puls mai rapid. Și aici... Sau cei care vor să facă multe lucruri. Sau vor să facă multe, să grăbesc. Sau se grăbesc grăbiții, dar și persoanele stresate se vede exact același lucru. Este evident. Stresate. Și sunt lucrări prezentate la congrese de cardiologie în care se arată relația dintre frecvența cardiacă și durata vieții și comparație între oameni și comparație între diversele mamifere, fiecare cu ritmul de bătăi
cu frecvența cardiacă proprie speciei respective și cum variază în funcție de frecvența cardiacă, durata vieții. Dar există soluții. Medicina are medicamente care scad pulsul și sunt foarte utile și e foarte bine să... Deci putem să intervenim aici fie direct, acționând direct pe ritmul cardiac cu medicamente care scad frecvența cardiacă, sau putem să intervenim homeopat să înlăturăm graba. Să-l așezăm pe om. Stai, domnule, că nu vin turcii peste noi. Stai cu minte, mănâncă liniștit și îl putem calma pe un om. Cu remedii homeopate, acum au apărut uleiul de cannabis. Diverse alte mijloace prin care noi, inclusiv un psiholog bun îl poate calma pe un om. Să vorbim puțin despre cannabidiol, este foarte important. El este foarte bun și pe stres. Foarte, foarte bun. Persoanele care cumva... Ce face acest cannabidiol? Practic, întrerupe o succesiune de reacții. Când tu ai ori un stres, ori o supărare, ori condiții dificile de muncă sau și acasă. Efectiv, practic în momentul acela în corp se declanșează o succesiune de reacții. Iar acest cannabidiol taie această succesiune de reacții și blochează. Și automat îți crește rezistența la stres. Deci este extraordinar. El nu este un relaxant cum ar fi un medicament. Nu este nici ca valeriana, nici ca... Și pur și simplu îți crește rezistența la stres datorită faptului că întrerupe această succesiune de reacții și stabilizează membranele celulare. Femeilor abuzate le-aș recomanda, cred că le-ar toate. Sau femeilor foarte stresate. O femeie trebuie să aibă, are servicii, are copii, are soț, are casa. Este foarte stresată, foarte stresată și atât de stresată că nu mai poate să doarmă noaptea. Sau persoanelor care sunt în funcție de conducere. Care, și aici trebuie să spunem un lucru, ca la orice aspect, importanța calității produsului respectiv. E foarte important să fie de o anumită calitate produsul. Adică, altfel el este așa, nu știu, un supliment. Sau nu are acel efect terapeutic pe care noi îl căutăm. Și este foarte, foarte important. Foarte interesante sfaturi. O să mai reluăm subiectul acesta. Sunt foarte multe lucruri de spus. Vă mulțumesc foarte mult, Ioana, domnule doctor. Iar noi ne revedem și sâmbătă următoare. Noapte bună!